Aceeași întrebare. Da. Deci, era vorba despre cum veți determina oamenii să rămână acasă. Pentru început vreau să fac o constatare, pentru că cât n-ar fi de frumoase declarațiile pe care le fac cei care au fost la guvernare și sunt și astăzi la guvernare, de fapt prin reprezentanții săi, materialul pe care l-ați prezentat dumneavoastră de fapt arată rezultatul guvernării de 4 ani de zile. Atunci când o treime din populația activă a țării se află peste hotare, atunci când familii dezbinate cu copii abandonați și așa mai departe, asta este rezultatul actualei guvernări. Pentru că sloganele Moldova fără corupție, Moldova fără sărăcie a adus la acest rezultat care îl avem astăzi. Pe de o parte. Eu aș vrea să intervin, mă scuzați, este rezultatul tuturor guvernărilor, pentru că exodul masiv al populației nu a început în 2009, domnule Coropceanu, dar el a continuat în 2009. Din 2001 lumea pleacă într-o veselie. O să continu mesajul care l-am avut și am vrut să confirm cu următoarele lucruri, că actuala guvernare nu a făcut nimic absolut nou decât să continue anumite reforme dezastruoase începute de Partidul Comuniștilor. Iar lozincele de care vorbeam au fost doar lozinci de campanie. Pentru că când s-a vorbit Moldova fără Voronin, cu Voronin în Cărdășie s-au rezolvat toate problemele atât pentru PLDM cât și PD. Când s-a vorbit Moldova fără corupție, Moldova devine cel mai oligarhic și mafiot stat din Europa acum și atunci când vine un reprezentant de la guvernare care 4 ani de zile a luat decizii și a crescut și a dezvoltat oligarhia în Moldova, acum vine cu sloganul Moldova fără oligarhi. Hai să fim serios, că oamenii telespectatori își dau foarte bine seama de toate minciunile gogonate pe care voi le promovați acum. Deci vreau să spun și un lucru destul de important. Pe teritoriul Federației Rusiei, la moment, se află în jur de 700.000 de cetățeni, care, după și reportajul dumneavoastră, spun că deci, acel 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova transferă anual în jur de 1.500.000.000 de dolari. De fapt, datorită banilor ăștia, poate în mare parte datorită banilor ăștia, supraviețuiește astăzi Republica Moldova. Și ce face actuala guvernare? Actuala guvernare, în mod obraznic, nu le permit să participe la vot. Pentru 700.000 de cetățeni s-au deschis doar 5 secții de votare. De ce? Pentru că noi foarte bine își dau seama că votul acestor cetățeni va fi un vot de protest și un vot împotriva actualei guvernări. Și pentru a nu permite acest lucru, pentru a frauda legerile din start, dânșii au acceptat doar 5 secții de votare pe teritoriul Federației Ruse. Evident, dacă ne dorim întoarcerea cetățenilor Republicii Moldova acasă, în primul rând trebuie să le creăm locuri de muncă. Iar locuri de muncă putem să le creăm la ziua de astăzi, mă refer, atunci când ai o piață de desfacere. Ori piața de desfacere din Federația Rusă ne permite să facem acest lucru din Uniunea Vamală. S-am iertare. De ce? Pentru că în spațiul Uniunii Vamale este acea materie primă și acele resurse de care are nevoie Republica Moldova, iar în Republica Moldova se produc acele mărfuri care nu sunt produse pe teritoriul țărilor Uniunii Vamale.